Potrivit lui Vochițoiu, indiferent ce decizie se va lua la sfârșitul acestei luni, partidul condus de Gabriel Oprea este pregătit să intre în lupta electorală și să treacă cu brio atât de alegerile locale cât și de cele parlamentare. În 30 ianuarie, la Brașov, vom avea o reuniune națională de unde vom da ordinul de luptă pentru campaniile electorale care urmează. Veți afla și vom afla cu toții în câteva zile cum va candida un EPR alături de colegii noștri din PSD pe listă sau separat, dar indiferent, este prea puțin important, deja nu mai este important cum vom candida, ci pentru ce vom candida. Și suntem în fața noastră astăzi să vă spunem pentru ce vom candida. Pentru a administra mai bine comunele, orașele, municipiile județului Hunedoara și sigur că da, Consiliul Județean Hunedoara, unde țintim spre o funcție cel puțin de vicepreședinte. În prezent, la nivelul județului Hunedoara există peste 100 de consilieri locali, un primar de municipiu și unul de oraș. Indiferent dacă vor merge în alianță cu PSD sau separat, UNEPR-ul este pregătit să participe la alegerile din acest an. Deși încă nu s-au stabilit toți candidații, Vochițoiu mizează în prezent pe reușita candidatului UNEPR de la Giurgiu și Petroșani. La Giurgiu și la Petroșani știm deja primarii care sunt și care vor și fi. Vă spun și care vor câștiga la Giurgiu și la Petroșani. În rest, nu știu, nu sunt sigur de niciun. Vochițoiu a mai precizat că a avut o serie de discuții cu președintele PSD Laurențiu Nistor și că ei ar dori să candideze pe liste comune la alegeri, dar că decizia finală va fi luată la nivel de partid. Totuși, indiferent de ultimele decizii ce urmează a fi luate, senatorul hunedorean susține că UNEPR-ul este a treia forță politică în județ, după PSD și PNL, cu 5 ani pe piața politică.